Cu ce ocazie din nou la Arad? Conform înțelegerii noastre cu fotoclubul Pro Arad, am răspuns invitației conducerii acestui fotoclub și am venit cu mare plăcere să discutăm împreună cu membrii fotoclubului despre probleme de creație fotografică. Din păcate, în ultimele două decenii, acest capitol al creației a fost cam neglijat la noi în țară și eu de mult am considerat necesar să discutăm despre asemenea probleme, pentru că în ultima perioadă a apărut o serie de tehnici noi, posibilități noi de afirmare, ne vorbim de concurența foarte mare, în sensul că în ultima perioadă de timp au fost create sute și mii de fotografii care se confruntă în gradul diferitelor saloane și sigur, și din această cauză, recomandarea conducerii Asociației Artiștilor Fotografi către membrii săi și către organizații partenere este să ne pregătim și să găsim toate formele de dialog pentru a vorbi cât mai mult despre creație. Am mai vorbit despre proiectele pe care le aveți. Anul acesta, ce pregătiți? Ce proiecte? Păi, în ciuda faptului că suntem într-o criză economică la nivelul țării, spre bucuria noastră, în domeniul artei fotografice, eu zic că deja avem un belșug. După încheierea cu succes a primului festival național Luna Fotografiei, care a fost o reușită și care a reușit să miște atât pe organizațiile partenere, pe artiști fotografi din diferite colțuri ale țării, dar și pe colegii noștri din București. Să continuăm pe mai departe, deja suntem în etapa pregătirii ediției a doua, în sensul că până în data de 26 martie, fiecare organizație parteneră a fost deja rugat să înainteze proiectele pentru ediția a doua, deoarece noi trebuie să pregătim din timp și cu mult înainte atât programul, deci odată să definim programul festivalului și pe urmă să începem demersurile pentru găsirea unor suporturi financiare. Ei, acest capitol a fost puțin neglijat la prima ediție, motiv pentru care, deci, acum avem oarecare experiență, avem din start în altul patronaj al Ministerului Culturii. Recent am avut o audiență la nivelul Ministerului și personal, o audiență de jumătate de oră și sprijinul Ministerului. O să revenim, da? Deci am avut o audiență și domnul ministru a susținut, adică din cele 6 proiecte prezentate a fost foarte simpatic, toate sunt de apreciat, însă de ce vă rog să alegeți una din acestea care poate lua, adică poate fi cuprins în programul Ministerului Culturii. Și desigur, cea preferată de noi a fost ediția a doua Festivalului Luna Fotografiei din România. Dar și Institutul Cultural Român este un partener și mai substanțial la această ediție. Eu deja pregătesc cheltuielile, deci devizul estimativ ale proiectelor și sperăm să pornim cu bine la ediția a doua. Ce aș dori să subliniez este faptul că de această dată, deci începând cu ediția a doua festivalului, ieșim din capitală și ediția a doua deja va fi organizată a festivalului la Brașov. De ce la Brașov? În 2011 este un oraș mai mare, un oraș reprezentativ, este și în mijlocul țării. Pe de altă parte, persoana care ne-a susținut cel mai mult în această perioadă de 3 ani a fost exact președintele Consiliului Județean Brașov, care a fost de acord să fie și președinte de onoare a festivalului. În 2012 la Cluj vom organiza ediția 3-a, care va coincide și cu aniversarea de 200 de ani de la nașterea pictorului fotograf Carol Popescu-Năli. Deci, după festival, deja în luna mai urmează să organizăm primul colocviu național de artă fotografică în premieră absolută după 2 decenii și jumătate prin bunăvoința Centrului Cultural din Bistrița și personala unui director minunat. Va fi posibil să organizăm în perioada 24-29 mai